Bine ați revenit! Așa cum am promis săptămâna trecută, voi continua azi rezolvarea unor teste grilă propuse de Universitatea Babeș-Bolyai pentru admiterea la Facultatea de Fizică. În videoclipul trecut am rezolvat teste de mecanică și termodinamică și azi mă voi ocupa de cele de curent continuu și optică. Vă amintesc că găsiți toată teoria necesară în cursurile de curent continuu, respectiv de optică, de pe acest canal și găsiți link-urile în descriere. Să începem cu optica. 1. Efectul fotoelectric extern constă în A. Emisia de electron de către o placă metalică sub acțiunea unei radiații electromagnetice. Da? Asta înseamnă efect fotoelectric extern. La B spune emisia de electron de către un filament parcurs de curent electric. Nu. Emisia de electroni atunci când încălzim un metal este un efect termoelectric. Nu este efect fotoelectric. Și C. Bombardarea unei plăci metalice de către un flux de electroni. Asta nu are nicio legătură cu lumina, cu radiația electromagnetică, ori efectul despre care vorbim se numește efect fotoelectric. Deci varianta corectă este A, efectul fotoelectric extern constă în emisia de electron de către o placă metalică sub acțiunea unei radiații electromagnetice. 2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia care are unitatea de măsură a energiei este. Dacă ne uităm la cele trei variante, la C vedem o tensiune, tensiunea de stopare. Păi dacă e tensiune, nu e energie. Deci varianta C cade. B, H, adică constanta lui Planck, supra lambda. Constanta lui Planck se măsoară în joule ori secundă. Și dacă împart constanta lui Planck la lungimea de undă, înseamnă ca unitate de măsură că împart la metru. Și ceea ce vedem aici nu este joule. În schimb, la A, produsul H ori nu este produsul cu care calculăm energia unui foton. Energia unui foton este constanta lui Planck înmulțită cu frecvența. Și aici avem, deci, energie. Și aici avem ca unitate de măsură joule-ul, pentru că constanta lui Planck, așa cum am spus, se măsoară în joule ori secundă și frecvența se măsoară în herți, care este 1 pe secundă. Și atunci secunda se simplifică și rămâne joule. Deci varianta corectă este A. 3. Efectul fotoelectric extern are loc dacă A. Frecvența radiației electromagnetice incidente este mai mare sau cel puțin egală cu frecvența de prag specifică fiecarei substanțe în parte. Aceasta este varianta corectă. B. Frecvența radiației electromagnetice incidente este mai mică decât frecvența de prag specifică fiecarei substanțe în parte. Nu. Și C. Ținta iluminată este bombardată cu electroni. C. N-are nicio legătură cu efectul fotoelectric extern. Și A este varianta corectă pentru că dacă vrem ca efectul să se producă, să iasă electroni din metal, atunci frecvența radiației care cade pe metal trebuie să fie cel puțin egală cu frecvența de prag. Pentru că numai atunci fotonii aduc suficientă energie ca să poată să extragă electronii din metal. Deci varianta corectă este A. 4. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, în legea lui Einstein cu privire la efectul fotoelectric extern, H ori nu egal cu L plus mv pătrat pe 2, mărimea fizică notată cu L mare reprezintă. Deci avem ecuația lui Einstein pentru efectul fotoelectric extern, H ori nu este L plus mv pătrat pe 2, H ori nu este energia pe care o aduce fotonul, care lovește suprafața metalului, lovește un electron dacă produce efect fotoelectric. L este lucrul de extracție, iar mv pătrat pe 2 este energia cinetică a electronului emis. Deci fotonul trebuie să aducă cel puțin atâta energie cât este lucrul de extracție, de aceea avem frecvență de prag,
Iar dacă aduce mai multă, restul îl regăsim sub forma energiei cinetice a electronului emis. Și asta înseamnă că varianta corectă este A, lucrul mecanic de extracție al electronilor din țintă. Acest L reprezintă lucrul mecanic de extracție. Dar chiar dacă, să zicem, am uitat această relație, ne putem da seama că singura variantă corectă poate să fie A, dacă facem o foarte simplă analiză dimensională, adică dacă ne gândim la unitățile de măsură, pentru că la B, respectiv C, ni se spune că L ar fi lungimea, respectiv lățimea țintei, dar atât lungimea cât și lățimea se măsoară în metri. Și nu putem aduna metri cu juli. Aici am energie cinetică, care se măsoară în juli. Și nu pot aduna metri cu juli, așa cum nu pot aduna elicoptere cu prune, așa că singura variantă corectă, repet, este varianta A. L reprezintă lucrul mecanic de extracție. 5. Fenomenul de reflexie a luminii constă în suprapunerea două unde luminoase, B. Trecerea luminii într-un alt mediu însoțită de schimbarea direcției de propagare, C. Întoarcerea luminii în mediul din care provine la întâlnirea suprafeței de separare cu un alt mediu. Reflexia este schimbarea direcției de propagare a luminii la suprafața care desparte două medii optic diferite cu întoarcerea luminii în mediul din care a venit. Așa că varianta corectă este C. Fenomenul de reflexie constă în întoarcerea luminii în mediul din care provine la întâlnirea suprafeței de separare cu un alt mediu. A, suprapunerea două unde luminoase, nu este în sine un fenomen interesant decât dacă se produce interferență, dar pentru asta e nevoie de niște condiții. Iar B, trecerea luminii într-un alt mediu însoțită de schimbarea direcției de propagare, nu, pentru că trecerea luminii într-un alt mediu este refracție, nu este reflexie. 6. Fenomenul de refracție a luminii constă în... Păi, am spus mai înainte ce este refracția, așa că B este varianta corectă, trecerea luminii într-un alt mediu însoțită de schimbarea direcției de propagare. Ce am lămurit că este reflexie. 7. Lentila convergentă are următorul efect asupra unui fascicol paralel de raze de lumină. A. Strânge razele într-un punct numit focar. B. Le împrăștie. C. Nu schimbă direcția razelor. Să începem de la C. Nu schimbă direcția razelor. Nu poate să fie corect pentru că o lentilă poate produce imagini, deci are convergență și asta înseamnă că schimbă direcția de propagare a razelor în general. Singurele raze care nu schimbă direcția de propagare sunt cele care trec prin centrul lentilei. B. Le împrăștie, o lentilă divergentă împrăștie razele care vin paralele. Noi avem aici o lentilă convergentă. Deci corectă este varianta A, strânge razele într-un punct numit focar. Era bine dacă se preciza, lentila convergentă are următorul efect asupra unui fascicol paralel de raze de lumină care sunt paralele și cu axa optică principală. Pentru că numai dacă razele de lumină sunt paralele cu axa optică principală vor fi concentrate în focar. Dacă vine un fascicul de raze paralele, dar care nu este de-a lungul axei optice principale, are altă direcție decât axa optică principală, atunci razele vor fi concentrate într-un punct din planul focal al lentilei și nu în focar. Dar oricum, B și C nu sunt corecte, varianta corectă este A. 8. Convergența unei lentile are expresia. Convergența unei lentile, și nu numai a unei lentile, se definește ca fiind inversul distanței focale.
și unitatea ei de măsură va fi deci 1 pe metru, adică metru la minus 1, care a primit numele de dioptrie. Și atunci varianta corectă este C. Convergența este 1 supra F. 9. Indicele de refracție al unui mediu de propagare în raport cu vidul are expresia. Indicele de refracție, notat N, arată de câte ori este mai mică viteza luminii într-un mediu oarecare decât în vid. Sau invers, de câte ori este mai mare viteza luminii în vid decât viteza luminii într-un anumit mediu. Deci indicele de refracție este o constantă de material, se referă la un anumit mediu. Și înseamnă că este raportul dintre viteza luminii în vid și viteza luminii în mediul respectiv. Indicele de refracție este întotdeauna supraunitar, pentru că viteza luminii în vid este mai mare decât viteza luminii în oricare mediu. Și atunci, varianta corectă este A, N este C supra V. Și 10. Fenomenul de interferență a luminii se produce A, dacă sursele de lumină sunt coerente, B, dacă sursele de lumină sunt necoerente, C, oricum. Să începem cu C. Nimic nu se petrece, nimic nu are loc oricum, așa că C nu este bun. Iar condiția de interferență este ca sursele de lumină să fie coerente sau fasciculele de lumină, mai general, care se suprapun, să fie coerente. Să fie coerente înseamnă să aibă aceeași frecvență și diferența de fază constantă în timp. Deci este o condiție necesară pentru a avea fenomenul de interferență, așa că varianta corectă este A. Fenomenul de interferență a luminii se produce dacă sursele de lumină sunt coerente. Să trecem la curentul continuu. 1. În figura alăturată este reprezentat un nod de rețea, cunoscând valorile intensităților curenților electrici, intensitatea I5 are valoarea egală cu. Legea lui Kirchhoff pentru noduri spune că suma algebrică a intensităților care intră, respectiv ies dintr-un nod, este 0. Așa că, în cazul nostru, dacă atribuim semn pozitiv curenților care intră și negativ curenților care ies, avem ecuația I1 plus I2 plus I5 minus I3 minus I4 și minus I6 egal cu 0. Și asta înseamnă pentru curentul I5 expresia I5 este I3 plus I4 plus I6 minus I1 minus I2. Adică I5 va fi I3 plus I4 plus I6 înseamnă 3 plus 4 plus 6, 13 amperi, minus I1 plus I2 înseamnă 3 amperi și asta înseamnă 10 amperi. Deci rezultatul este 10 amperi și atunci varianta corectă este varianta B. 2. Bateria de acumulatori a unui autoturism debitează timp de 15 minute un curent electric având intensitatea de 3 amperi, presupus constant. Prin circuitul exterior al bateriei trece în acest timp o sarcină electrică având valoarea. Intensitatea curentului electric se definește ca fiind sarcina care trece printr-un conductor, dacă vorbim despre un conductor, dacă vorbim despre un circuit, sarcina care trece prin circuit, raportată la timpul în care a trecut sarcina, adică la durata curentului. Adică I este Q
supra delta T. Deci rezultă că sarcina este I înmulțit cu delta T. În cazul nostru va fi 3 amperi înmulțit cu 15 minute, dar ca să fie secunde, mai înmulțit cu 60. Atunci Q va fi 15 ori 60 este 900, 900 ori 3, 2700 coulombi. Sarcina se măsoară în coulomb. Amper ori secundă este coulomb. Varianta corectă este atunci B. 3. Un fier de cupru are rezistența electrică de 2,13 ohmi dacă diferența de potențial între capetele sale este de 4,5 volți. Atunci intensitatea curentului electric ce străbate firul este D. Aici trebuie să aplicăm legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. Și legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit ne spune că I este U supra R. Avem amândouă aceste valori, 4,5 volți supra rezistența este 2,13 ohmi și fără să facem calculul se vede că rezultatul va fi 2 și ceva amperi. Unitatea de măsură va fi amperul pentru că împărțim ohm la volt la ohm. Și atunci dacă ne uităm la variantele propuse, singura care poate fi corectă este A. Pentru că la B avem miliamperi și am spus nu avem de ce să avem miliamperi, iar la C avem 0,2, dar 2,13 intră de două ori și ceva în 4,5, deci varianta corectă este A. 4. Intensitatea curentului continuu se definește ca fiind egală cu A U supra R, unde R este rezistența rezistorului și U este tensiunea aplicată la bornele lui, B, Q supra T, Q fiind cantitatea de sarcină electrică ce traversează secțiune a conductorului în intervalul de timp T, sau la C avem Q supra U, unde Q reprezintă cantitatea de sarcină electrică depozitată pe armăturile unui condensator, iar U este diferența de potențial între armăturile condensatorului. C nu poate să fie corectă, pentru că raportul Q supra U se referă la un condensator, după cum vedeți chiar din descrierea mărimilor care apar, și este capacitatea condensatorului respectiv. Deci nu este o intensitate. Să vedem A și B. Raportul U supra R este într-adevăr o intensitate. U supra R este egal cu I. Dar atenție, textul este următorul. Intensitatea curentului continuu se definește ca fiind egală cu. Ori nu așa se definește intensitatea curentului, ci această relație se numește legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. Este relația dintre tensiune, intensitate și rezistență. Și atunci rămâne B și, într-adevăr, intensitatea curentului se definește ca fiind raportul dintre sarcina electrică care trece printr-o secțiune a unui conductor și durata curentului, cât timp a trecut sarcina, în cât timp a trecut sarcina electrică prin acea secțiune. Și asta înseamnă că varianta corectă este B, așa se definește intensitatea curentului. Atenție să nu confundați cu unitatea de măsură. Unitatea de măsură a intensității curentului în sistemul internațional este amperul și amperul nu se definește cu ajutorul acestei relații. Pentru că amperul este unitatea de măsură fundamentală. Este unitatea de măsură fundamentală pentru studiul fenomenelor electromagnetice și de aceea nu se definește folosind alte mărimi din electromagnetism, cum ar fi coulombul. Aici am coulomb pe secundă.
Amperul se definește, cred că știți, cu ajutorul unui fenomen magnetic, cu forța electrodinamică, cu ajutorul unor noțiuni din mecanică, forță și lungime. Dar aici nu este vorba despre unitatea de măsură pentru intensitate, ci despre intensitate, despre mărimea fizică respectivă. Deci varianta corectă este B. 5. Care dintre enunțurile de mai jos descrie teorema lui Kirchhoff pentru un nod de rețea? A. Suma intensităților curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților care ies din același nod. Păi la A este vorba despre un nod. Deci nu poate să fie teorema lui Kirchhoff pentru un ochi de rețea. Și același lucru este la C. Suma algebrică a intensităților curenților electrici care se întâlnesc într-un nod de rețea este egală cu 0. Deci nici A, nici C nu pot fi variante corecte. La B spune suma algebrică a tensiunilor electromotare dintr-un nod de rețea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune, a tensiunilor pe rezistorii din acel ochi de rețea. Aceasta este teorema lui Kirchhoff pentru un ochi de rețea, care se poate scrie suma tensiunilor electromotoare este suma tensiunilor pe rezistorii de pe conturul unui ochi. Deci varianta corectă este B. 6. Care dintre enunțurile de mai jos descrie teorema lui Kirchhoff pentru un nod de rețea? Să vedem. A. Suma intensităților curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților de curent continuu care ies din același nod. Dacă considerăm că toate intensitățile sunt pozitive, atunci da, este adevărat. B. Suma algebrică a tensiunilor electromotoare dintr-un nod de rețea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune pe rezistorii din acel ochi de rețea. Aici e vorba despre ochi, am lămurit, și nu despre nod. C. Suma algebrică a tensiunilor de-a lungul oricărui ochi de circuit este nulă. Din nou, este vorba despre ochi și noi căutăm teorema lui Kirchhoff pentru un nod de rețea. Deci varianta corectă este A. 7. Un voltmetru ideal, adică cu rezistență atât de mare încât o putem considera practic infinită, este conectat la bornele unei baterii care alimentează un bec prin conductoare cu rezistența electrică neglijabilă. Indicația voltmetrului reprezintă A. tensiunea la bornele becului, B. tensiunea electromotoare a bateriei, C. suma dintre tensiunea electromotoare și căderea interioară de tensiune. Avem, deci, următorul montaj, o sursă, o baterie, care alimentează un bec. Și la bordele sursei avem un voltmetru ideal. Ce arată acest voltmetru? Avem trei tensiuni într-un circuit. Tensiunea electromotoare, tensiunea la bornele sursei, care e aceeași cu tensiunea la bornele circuitului, și așa numită tensiune internă, care este tensiunea pe rezistența internă, este I ori R mic. Și relația dintre cele trei tensiuni este U, este E mare, minus U mic. Să luăm variantele pe rând și să începem cu B. Voltmetrul ne arată tensiunea electromotoare a bateriei. La bornele unei baterii, a unei surse, tensiunea este egală cu tensiunea electromotoare doar dacă sursa nu debitează curent. Pentru că dacă debitează curent, avem tensiune internă care se scade din E. Și tensiunea la bornă este U. Deci, în cazul nostru, nu poate să fie așa pentru că sursa noastră debitează curent pe un bec, alimentează un bec. C. Suma dintre tensiunea electromotoare și căderea interioară de tensiune. Adică E mare plus U mic. Tensiunea la bornele unei surse poate să fie E mare plus U mic, dar numai dacă curentul circulă invers prin sursă. Și asta se întâmplă doar dacă mai există și alte surse în circuit, măcar una cu tensiunea electromotoare mai mare decât
tensiunea electromotoare a sursei noastre, nu este cazul. Deci nici C nu este variantă corectă. La A avem tensiunea la bordele becului. Aparent nici aceasta nu este variantă corectă, nu? Pentru că voltmetrul este legat la bordele sursei. Dar tensiunea la bordele sursei este aceeași cu tensiunea la bordele becului. Dacă aș pune voltmetrul aici, ar arăta același lucru. Pentru că nu există alte rezistențe în circuitul nostru și tensiunea la bordele sursei, în acest caz, este egală cu tensiunea la bordele becului. Deci A este varianta corectă. 8. Legea lui Ohm pentru întregul circuit are expresia și vedeți cele trei expresii care ni se dau, unde U reprezintă tensiunea la bordele consumatorului de rezistență R, I este intensitatea curentului ce trece prin această rezistență, E mare este tensiunea electromotoare a sursei de curent continuu, iar R mic este rezistența internă a sursei. În legea lui Ohm pentru întregul circuit trebuie să apară tensiunea E mare, intensitatea curentului, rezistența circuitului, care se notează de obicei cu R mare, și rezistența internă a sursei. Adică I este egal cu E supra R mare plus R mic. Aceasta este legea lui Ohm pentru întregul circuit. Și înseamnă că varianta corectă este C. La A avem legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, am discutat deja despre asta, iar la B, tensiunea la borne împărțită la R mare plus R mic, nu știu ce ar însemna asta, ar putea avea o anumită semnificație într-un anumit context, dar în general nu putem vorbi despre o lege care să aibă această expresie. Repet, varianta corectă este deci C. La 9 avem așa, rezistența echivalentă a grupării serie a doi rezistori este. Ce înseamnă legare sau grupare în serie? Înseamnă că prin cei doi rezistori trece același curent. Deci am acest montaj R1 în serie cu R2, același curent I trece prin amândoi. Asta înseamnă legare în serie. Și atunci tensiunea la bornele lui R1, să notăm cu 1, este I înmulțit cu R1. Tensiunea la bornele rezistorului 2, să notăm cu U2, este I înmulțit cu R2. Și tensiunea totală, U, va fi U1 plus U2. Dar tensiunea totală se poate scrie I înmulțit cu rezistența echivalentă a circuitului nostru. Și dacă substitui aceste expresii în această ecuație, am I înmulțit cu R echivalent este egal cu I înmulțit cu R1 plus I înmulțit cu R2 și dacă împart ecuația la I, obțin că R echivalent este R1 plus R2. Deci în cazul grupării în serie, rezistența echivalentă este suma rezistențelor legate în serie și atunci varianta corectă este B. 10. Energia electrică disipată sub formă de căldură pe un rezistor R mare parcurs de curentul I în intervalul de timp T are expresia. Vă propun să rețineți pentru energia electrică expresia W egal cu I ori U ori delta T. Pentru că energia electrică depinde atât de intensitate cât și de tensiune. Și bineînțeles de cât timp trece curentul electric printr-un rezistor. Și atunci, dacă ne uităm la variantele propuse, observăm că în niciuna din ele nu avem tensiune. Așa că trebuie să substituim tensiunea de unde? Păi din legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, care ne spune că I este egal cu U supra R și de unde rezultă că U este I înmulțit cu R. Și atunci W va fi
I înmulțit cu I ori R, adică I pătrat ori R ori delta T. Și asta înseamnă că varianta corectă este A. I pătrat înmulțit cu R înmulțit cu T. Sper că v-am ajutat în pregătire, succes în rezolvarea altor teste și probleme și nu uitați, întâi trebuie să învățăm teoria. La revedere!